Angajații firmei Ramtax au decis ca în ajunul Crăciunului să-și doneze primele pentru de educație inclusivă. Copiii au spus și poezii și o colindă. Vă și spune al consulare, acolo acela îl întinde pe genunchi foarte mare. Colegii din ce știe ce copii și ce putare și de acolo stăpânul sunt prin și rețin frumat. Cerenori de săpade, luștroile călătoare adunate ce grămadă. Fulți zbor plutesc în aer ca uroi de futura, răspândi flori de gheață pe ațării umedat. Ziua ninge, noaptea ninge, dimineața ninge aer, cu o zare ardentie se îmbracă mândră țară, răspândi flori de gheață. Când boierii nu s-a casă, Domn somn să dănțăm, când boierii nu s-a casă, cadrele didactice susțin că întotdeauna copiii se bucură de darurile primite. Orice cadou primesc copiii, ei sunt foarte bucuroși, indiferent că primesc ceva dulce, că primesc jucării, deci ei se bucură întotdeauna. Nu că le-ar lipsi, dar faptul pentru ei este o surpriză întotdeauna și cu plăcere primesc și cooperează când sunt cooperanți, când avem un safir în școală. Este un eveniment frumos și noi îl primim cu mult drag întotdeauna. Și copiii, bineînțeles. Gestul a fost repetat la Căminul de Bătrâni și la Spitalul de Psihiatrie Sfântul Nicolae. În total au fost împărțite 180 de pachete. Frumos gest, el ar putea fi repetat și de alte firme.